Vorbeam înainte de anul 2021 ca posibil an al revenirii economice. Cu siguranță în Europa sau în lume, revenirea nu va fi la fel sau nu va avea aceeași viteză în toate țările, iar în România, mai mult ca sigur, din cauza diferențelor mari sau disparităților regionale, diferitele regiuni vor recupera cu diferite viteze. Și voiam să vă rog pe fiecare, încercăm să fim și mai scurți dacă se poate. Cum am putea reduce, dacă puteți să oferiți două sau trei soluții rezonabile, fezabile pentru a reduce aceste disparități? Domnule Libocor. Nu există soluții imediate. Ceea ce s-a mai spus și până acum și ce am ideilor cărora am subscris și eu, se pot concretiza aceste idei în două, trei cuvinte. În primul rând, investiții. În al doilea rând, ce ar presupune asta, că ar fi o consecință a primei idei, libertatea de mișcare a forței de muncă există. Capacitatea sau abilitatea ei de a face asta, de a se mișca liber, este perimată, deoarece n-ai infrastructură. Deci investiții în infrastructură. Și apoi, cum spuneam, pentru moment o soluție uimitoare, scoasă de undeva dintr-un corn al abundenței soluțiilor, nu există. Nu se va întâmpla în acest an nu știu, să facem ca rata de revenire sau de recuperare la nivelul regiunilor României să fie cât de cât asemănătoare. Nici n-ai cum să faci chestia asta. La un moment dat discutam despre impactul investițiilor asupra economiei în ansamblu. Aici dădeam exemplu sau comparam partea de est, Moldova, cu partea de centru-vest, Transilvania. În Moldova nu existau investiții, exista multă forță de muncă disponibilă, un venit mediu mai mic și șomaj, evident, mai mare. În Transilvania existau investiții în infrastructură, chiar dacă nici acolo nu s-au făcut nu știu câte autostrăzi sau eu știu mai ce. Exista un venit mai mare și exista un necesar de forță de muncă. Acum câțiva ani, în zona de vest, existau localități care aveau deficit total de forță de muncă, adică aveau șomaj zero, ca să spun așa. Da, în jurul Timișoarei. Da, Timișoara, Oradea, în sfârșit. Mai sunt și câteva comune undeva mai sus, în nord-vest, care pur și simplu aduc forță de muncă din regiune, din zonă. Ce s-a întâmplat între timp a crescut aria, ca să spun așa, de acoperire a acestor transporturi care să transfere forța de muncă de la domiciliu către punctul de producție. Înainte, acum vreo 10 ani, era o arie relativ mică, undeva la 20 de kilometri, acum a ajuns până la 100 de kilometri. Da, țara asta are 600 de kilometri în sus și 600 de kilometri în stânga-dreapta. Adică nu poți să te bazezi mapa asta. Și revin. Discutam atunci de investiții și cât de bine ar fi să se facă investițiile în partea de est a țării. Da, ar fi foarte bine, pentru că mizând doar pe faptul că vei face, hai să spun așa, drumuri sau vei pune la dispoziție mijloacele ca cei din zona săracă în investiții să se ducă în zona bogată în investiții, asta nu va ajuta decât la creșterea unui confort financiar a acelor persoane. Nu va ajuta la creșterea regiunii sărace în investiții. Prin urmare, trebuie să direcționezi investițiile acolo. Și asta presupune implicit să creezi infrastructură, care până la urma urmei e cheia. Și nu o spun eu, au spus-o alții înaintea mea și toată lumea o cunoaște și o acceptă. O altă măsură, ca să spun trei până la urma urmei, ar fi să încerci ca și autoritate care guvernează, să încerci să creezi ceea ce aș putea să spun că întotdeauna a fost deficitar la noi. Să creezi perspectiva și încrederea în perspectivă. La noi se iau măsuri și nu numai la noi, și în alte părți, se iau măsuri de, să zicem, restricție sau de cum au fost în cealaltă criză cu tăierea salariilor și așa mai departe. Dar nu există perspectiva în care lucrurile să-și revină la normal.
Adică n-am văzut mesajul autorităților care să spună va fi probabil încă o perioadă de, hai zicem, 2 ani, da? Va fi mai greu, dar după 2 ani revenim la stadiul din 2019. Deci perspectiva asta presupune implicit să transmiți încredere. Nimeni nu poate spune cu acuratețe când o să revenim la normal. Trebuie să existe un mesaj de genul acesta. Trebuie să existe, pentru că dacă nu ai încrederea populației, orice reformă ai vrea să faci, orice politică publică ai vrea să implementezi, se va lovi de un zid, mai mare sau mai mic. Trebuie să ai încrederea și sprijinul populației pentru a trece prin perioade dificile cum e asta. Trebuie să, ca populația să te înțeleagă. Și când te înțelege populația, când la rândul ei înțelege că îi va fi mai bine după ce trecem de eu știu care impas, într-o perspectivă de nu știu câte luni sau câți ani. Un mesaj trebuie să existe. Este imposibil să nu poți să dai un astfel de mesaj. Nimeni nu pretinde să-l dai cu exactitate, să spui că pe 1 iunie 2000 nu știu cât, lucrurile vor fi la fel. Dar trebuie să transmiți încredere. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Ionuț Dumitru, cum rezolvăm problema disparităților uriașe dintre regiuni? Disparități în 30 de ani de tranziție s-au accentuat. Exact. Dacă ne uităm, spre exemplu, 95, chiar am avut o analiză recent, 95, cel mai sărac județ din România era Vaslui. Cel mai sărac județ astăzi este tot Vaslui, numai că diferența de dezvoltare este una enormă. Adică în 1995, Vaslui avea 62% din media PIB-ului per capita la nivel național și Bucureștiul, care era cel mai bogat, avea 143%, deci raportul între cel mai sărac și cel mai bogat era cam de 2 și ceva. Astăzi Vaslui are 40 și ceva la sută din media națională, Bucureștiul are 260% din media națională, adică raportul e cam de 1 la 5. Practic, discrepanțele regionale s-au accentuat foarte, foarte puternic în ultimii 30 de ani. Sunt doar câteva județe care au câștigat cumva în termeni relativi, adică s-au mișcat mult mai bine decât celelalte. Aici avem Bucureștiul, Clujul, Timiș, Sibiu, Alba, Cara Severin, Arad. La polul celălalt, pierzătorii sunt în Ialomița, din păcate județul meu natal, Galați, Vrancea, Covasna, Bacău, Telorman și așa mai departe. Deci, practic, discrepanțele s-au accentuat. Care sunt soluțiile sau ce se poate face? Eu cred că o soluție sau o cerință obligatorie pentru a putea reduce din aceste decalaje este să dezvolți infrastructura. Unde infrastructura a ajuns? Rutieră? Investitorii privați. Infrastructura? Nu numai rutieră. Infrastructura fizică, cea digitală oricum a luat-o înainte, dar infrastructura fizică cred că e foarte importantă. Că e vorba de autostrăzi, că e vorba de căi ferate, că e vorba de aeroporturi, de tot ce înseamnă infrastructură fizică. Dar dacă ne uităm, spre exemplu, de ce foarte mulți investitori s-au localizat în Transilvania sau pe partea vestică a țării, proximitatea geografică de piețele vestice. Da? Relativ rapid ieși în Ungaria și ai acces la autostrăzi. Deci, practic, lipsa autostrăzilor a făcut ca multe din firme să se concentreze acolo unde sunt mai aproape de autostradă modernă, să zicem, pe care noi nu o avem, sau rețea modernă de autostrăzi pe care noi nu o avem, dar o au vecinii noștri. Iarăși am un exemplu în cap, apropo de cât de mult contează infrastructura și cât de mult poate schimba lucrurile. Mi-aduc aminte, acum mai mulți ani de zile mergeam la Iași, aveam întâlniri cu clienții noștri acolo și era un aeroport, era o pistă foarte scurtă, dacă vă mai aduceți aminte, dacă ați mai fost pe la Iași acum mulți ani de zile. Când am aterizat acolo, am avut senzația că s-a pus o frână foarte puternică și aveam un pic și intram în porumb. La ceva în distanță, aeroportul s-a modernizat. E o pistă mare acolo pe care pot ateriza și avioane mari. Lucrurile s-au schimbat și dacă ne uităm la Iași, o să vedeți că e un pol deja de investitori, cumva, zona, nu numai în zona de IT, dar contează, infrastructura face o foarte mare diferență. Deci dacă noi nu reușim să conectăm partea estică a țării, care e cea mai săracă, prin infrastructură de celelalte regiuni istorice, va fi foarte greu să avem dezvoltare acolo. Investitorii vor veni dacă statul investește acolo în infrastructură.
Și sunt foarte multe opțiuni pentru investiții, nu numai fonduri locale, ci și fonduri europene. Și, până la urmă, cred că e și o chestie de management local, de autorități publice locale. Omul sfințește locul. Sunt destul de multe exemple în țară, chiar în zone rurale, unde investițiile în fonduri europene făcute de oameni cu viziune au făcut o mare, mare diferență. Evident că în zonele mai sărace, cumva și politicul a jucat un rol important. Dependența de ajutoarele sociale i-a ținut cumva într-o zonă destul de obscură din punct de vedere economic, dar cred că viziunea de la nivel central e de asemenea și ea importantă pentru a mobiliza cumva acele zone din punct de vedere economic, trebuie să ai ajunge acolo cu infrastructură. Mulțumesc foarte mult. Domnule Lungu, cum vedeți reducerea disparităților? Da, e clar că trebuie o direcție din partea politicii, da, aici. Pentru că îmi amintesc că acum 15 ani eram în Marea Britanie și exact aceeași întrebare și-au pus-o cei din Țara Gailor. Cei din Cardiff erau săraci, așa, după ce a expirat după ce industria cărbunelui a căzut foarte mult. Și practic se întrebau spre ce să se îndrepte, pentru că nu avea investiții, orașul era așa cum era, deci avea această amprentă a industriei cărbunelui. Și practic ce a ajutat până ziua de astăzi au fost investiții foarte, foarte mari. Au venit acolo foarte multe prin fonduri europene și așa au atras foarte multe industrii mai mici. Firmele mici și mijlocii s-au dezvoltat iar foarte mult, serviciile și astfel s-a creat un oarecare pol de influență, da, care contrabalansează pe linia aceea de sud, Bristolul, Londra, sigur, păstrând proporțiile, da. Deci, într-adevăr, nu există un răspuns simplu și, în orice caz, acest fapt nu se va face peste noapte. Dar trebuie să ai o politică la nivel de cum vrei să dezvolți o regiune. Și e clar că fără infrastructură nu poți. Dacă vrei, te gândești că lucrezi pe o structură a economiei, să zic, da, care produce, da, pe industrie, să zicem. Atunci este clar că va trebui să exporți ceva, da? Produci, nu știu, produci mașini. Trebuie să reduci cumva. Le faci, nu știu, le faci la Piatra Neamț, dar trebuie să reduci de acolo undeva. Deci fără infrastructura fizică nu ai cum. Pe de altă parte, structura economiei se schimbă în ziua de astăzi. Sunt mulți care lucrează de la distanță. Oameni, nu știu, poți să creezi o comunitate de IT-ști, un Silicon Valley. O să-l pui la Piatra Neamț, acolo este foarte frumos. Ai muntele aproape, ai lac, ai tot ce trebuie, liniște, poți să creezi. Dar îți trebuie calitatea serviciilor la nivel local trebuie să fie foarte ridicată. Adică oamenii acolo trebuie să aibă tot ceea ce le trebuie. Să aibă un confort foarte bun și așa mai departe. Deci în cazul acesta poate că nu ai nevoie chiar atât de mult de infrastructură fizică foarte bine dezvoltată. Dacă produci servicii care pot fi vândute pe internet, să zicem. Dar calitatea serviciilor locale trebuie să fie foarte bună. Deci sunt diferite strategii care se pot aplica pentru diferite regiuni ale țării, dar în principal, în orice stat, practic ai niște orașe pol, cum sunt și la noi, Iașiul, Clujul, Brașovul, Timișoara, în jurul cărora practic se creează această efervescență, da, economică și trebuie să fie ușor accesibile imediat din comunele și statele periferice. Dar pentru asta, repet, trebuie un plan care să fie gândit cât de cât în linii mari. După aceea economia își dă ea drumul. Dar cât de cât trebuie să ai niște garanții, da? Și ce trebuie să calitatea serviciilor și a vieții în zona respectivă. Dificil de făcut. Domnule director Copaciu, cum reducem disparitățile interregionale? Da, nu cred că, după cum spunea și Florian, e o soluție de la un an la altul, e ceva ce s-a perpetuat în timp și soluțiile cred că iarăși vor fi graduale. Aș începe însă prin a sublinia puțin impactul pandemiei. Din punctul meu de vedere,
dată fiind ponderea mult mai mare a serviciilor în urban sau în zonele mai dezvoltate, precum și o ajustare mult mai mare a indicilor de mobilitate în timpul pandemiei în aceste zone relativ la cele mai puțin dezvoltate, s-ar putea ca impactul pandemiei să fie fost mai mare în zonele mai dezvoltate relativ la cele mai slab dezvoltate. Iarăși, în România cred că putem să vorbim pe zone de dezvoltare, aceste zone pe care le avem conturate, dar fără o putere administrativă, și să revin asupra acestui aspect, sau putem vorbi de ideea urban versus rural, urban mare versus restul de fapt. Și vedem, dacă ne uităm la aceste zone de dezvoltare, într-adevăr o accentuare a discrepanțelor. Relativ la țările din jur, România are cele mai mari discrepanțe regionale, relativ la Polonia, la Ungaria, Cehia sau Bulgaria. Deci asta e o problemă. Nu avem o problemă, toți colegii s-au referit la zona de nord-est. Avem, din punct de vedere al indicatorilor, o problemă cam pe trei regiuni. E sud-vest Oltenia, sud-est și nord-est, într-adevăr. Dacă ne uităm la indicatori, fie că vorbim de proporția angajaților din agricultură, unde avem o proporție a angajaților în agricultură în zona de nord-est sau în sud-vest Oltenia între 40 și 50%. Deci o proporție foarte mare. Sectorial, regiunile sunt diferite, iar regiunile cele mai sărace sunt acelea cu o proporție foarte mare a angajaților în agricultură. Infrastructura, fie că vorbim aici de șosele, de cale ferată mai precară, mai puțin densă sau inexistentă. Vorbim de rata de participare în educație, care e foarte ridicată, foarte scăzută, pardon, în aceste zone. De exemplu, vă dau, în 2019, media în Uniunea Europeană era undeva la aproximativ 65%, deci pentru copii între 15 și 24 de ani, cam câți la sută participă încă în educație? În Uniunea Europeană vorbim de 65%, în România vorbim undeva de 52%, în nord-est vorbim de 45%, în sud-est vorbim de 42%. Vorbim iarăși de implicit aceste aspecte, lipsa de educație, employment, număr de angajați în agricultură foarte mare, duce și la o disparitate a veniturilor și la un grad de sărăcie mult mai ridicat în aceste zone. Asta în măsura în care, și aici o să revin la măsuri, iarăși sunt niște măsuri cu caracter general, într-adevăr omul sfințește locul și cred că autoritățile locale ar trebui să facă mult mai mult, dar o să mă refer la fondurile europene. Rolul fondurilor europene sau mari părți din fondurile europene pe care România le-a atras sau pe care orice țară din Uniunea Europeană le atrage, e acela de a diminua disparitățile regionale. La noi acest lucru nu s-a întâmplat și mai degrabă, după cum spunea și Ionuț, disparitățile au crescut în timp, chiar și după aderarea la Uniunea Europeană. Ce clar că aici trebuie să vorbim și cu o colaborare a autorităților locale și, din punctul meu de vedere, și cu o reformă administrativă. Vorbim de aceste zone de dezvoltare, aceste ARD-uri, agenții regionale de dezvoltare, fără niciun impact major asupra zonelor respective. E nevoie de o reformă administrativă care cumva să... Într-adevăr, Iașul se dezvoltă. Iașul se dezvoltă ca oraș, în principal din cauza unei educații care e mai bună și în creștere relativ la celelalte. Dar nu trebuie să lăsăm în spate Botoșani, nu trebuie să lăsăm Suceava, nu trebuie să lăsăm Vaslui. Și cred că un micromanagement la nivel de zone de dezvoltare cred că ar fi mai eficient pentru atragere de fonduri. Și aici vine și rolul PNRR-ului, care ar trebui iarăși să fie utilizat ca un instrument de reducere cât se poate acestor disparități. Iar celelalte două măsuri, eu aș pune pe locul 2 infrastructura în educație, infrastructura educațională umană, cred că aici trebuie iarăși investit și am mai punctat acest aspect și data trecută, și într-adevăr infrastructura în capital fizic pe locul 3. Da. Da, dar e vorba și de rolul autorităților locale. Într-adevăr, omul sfințește locul. Sunt miliarde disponibile. Răspunsul probabil din partea autorităților locale o să fie că nu vin bani de la centru, dar nu cred că e un răspuns valid în Uniunea Europeană în 2020. Ai interesul autorităților locale plus al celor centrale, pentru că, din câte știu, sunt
peste 10 rapoarte ale băncii mondiale trimise diferitelor guverne în timp, privind creșterea gradului de urbanizare, orașele magnet, modul în care pot fi dezvoltate zonele sărace, dar trimise au fost și în sertare s-au repausat.